Străzile Veneției. Orașul Veneția este format din aproximativ 120 de insulițe. Pe fiecare insuliță erau construite case, o biserică, un câmp și fântâni. Aceste puncte esențiale erau legate între ele prin diferite străduțe care au apărut în baza exigențelor vieții sociale. Cu trecerea timpului, aceste insulițe au fost legate între ele prin construcția a peste 400 de poduri, moment în care s-a încercat și conectarea tuturor străzilor între ele, așa după cum este o pânză de paianjă. Multe pasaje, străzi și poduri au fost realizate datorită legii care prevedea limitarea proprietății private în favoarea celei publice. Astfel, populația era conștientizată de necesitatea renunțării a unui mic spațiu din proprietatea privată pentru a putea asigura un transport public decent. Străzilor le-a fost atribuite o denumire compusă din cel puțin două nume. Primul nume indica rolul pe care l-avea strada, iar cel de-al doilea nume a fost dat de un edificiu faimos care se afla în împrejurim, a unei persoane celebre, a unei activități sau eveniment ce se desfășura în acele zone sau al unei legende. Aceste indicații sunt numite Nițioletto. Nițioletto specifică numele străzii, al podului, al râului și așa mai departe. În zonele principale, Nițioletti indică și sestierul și parohia. De regulă, Nițioletti sunt pictați pe perete, într-un dreptunghi de culoare albă, având brodura și scrisul de culoare neagră. Indicațiile sunt formate din litere, cifre și săgeți. Indicațiile mai recente sunt realizate din tablă colorată cu un fond de culoare galbenă și cu indicațiile de culoare neagră. Este o adevărată aventură să mergi dintr-un loc în altul al Veneției, căci drumurile sunt un adevărat labirint. Multe străzi de pe insulă sfârșesc într-un canal. De aceea, e bine să urmați indicațiile care semnalizează punctele care vă interesează. Stațiune, Piazzale Roma, Ponte Rialto, Piazza San Marco, Fondamente Nove, Ospedale, Frari, Accademia și așa mai departe. Totuși, dacă știți direcția în care trebuie să mergeți și vreți să vă aventurați prin labirintul orașului, urmați exemplul șarpelui, care, deși merge puțin la dreapta, apoi puțin la stânga, reușește să-și mențină direcția corectă. Străzile Veneției sunt numite calle și sunt aproximativ 3.000 în tot orașul, iar piețele, numite câmpuri, sunt în jur de 50. Ne vom opri pentru a analiza primul nume cu care sunt indicate străzile orașului. Calle sau calezella sau caletta este o stradă tipic venețiană ce are pe ambele laturi edificii. Provine de la cuvântul latin callis. Salizada este o cale lungă și principală. Această stradă era pietruită. Ruga sau rughetta era de asemenea o cale importantă, deoarece era plină de magazine. Ramo este o cale secundară care are rolul de a permite accesul în diferite locuințe. Rio a fost un canal umplut care a devenit o calle. Fondamenta este o stradă ce se află de-a lungul unui canal sau care face legătura cu un canal, purtând de cele mai multe ori numele canalului. De regulă, posedă spații rezervate cu trepte pentru debarcarea bărcilor, numite rive. Unele nu au parapete, iar altele au parapetele făcute din bare din fier sau sunt făcute din cărămizi.
De obicei, de-a lungul fondamentei, sunt magazine. Riva. Este o fundamentă ce se întinde de-a lungul apei, numai că este mult mai lată și de obicei se situează în dreptul lagunei. În trecut, aici erau docurile portuare, unde acostau navele, motiv pentru care se poate observa că sunt lipsite de parapete. Termenul riva este folosit și pentru locurile de debarcare, având trepte paralele sau perpendiculare cu râul. Sotoportico sau sottoportego este un pasaj pietonal creat printr-un edificiu pentru a face legătura dintre două spații publice. De cele mai multe ori, constituie singurul acces către o curte sau un campiello. Campo este o piață. Indică un spațiu deschis înconjurat de edificii. Acest spațiu avea diferite utilități. Putea fi o pășune pentru animale, grădină de legume, cimitir, loc de manifestări publice și așa mai departe. De cele mai multe ori, în mijlocul câmpului se afla o fântână. Campiello este un campo de dimensiuni mai reduse. Corte este o curte, asemănătoare unui campiello, doar că uneori este fără ieșire. Singurul punct de acces este oferit de un subportic sau de o cale. Piscina a fost un canal care a devenit o piață. Toate aceste indicații ne ajută în deplasarea noastră pe străzile Veneției. Câteva locuri care pot stârni curiozitatea noastră. Campo San Polo este cel mai mare campo din Veneția. Campo dei Frari ia numele de la apropiata Biserică dei Frari, adică Biserica Fraților Franciscani. Piața San Marco este singura piață din Veneția. Este locul cel mai important și mai frumos din oraș, deoarece intrarea oficială se făcea din acest punct. Piața Ale Roma este fundamentală pentru mijloacele de transport care intră în Veneția de pe continent. Calle Varisco este cea mai strâmtă cale din Veneția, ce măsoară 53 de centimetri. Calle dei Assassini ia numele de la numeroase crime comise în acest loc și pentru ușurința de a se ascunde în cazul unei ambuscade. Rio Terra dei Assassini este râul acoperit cu pământ care a devenit o stradă. Calle del Perdon. Numele provine de la indulgența de păcate ce se obține prin recitarea unui Tatăl nostru și al unui Bucură-te Marie. Aici s-a refugiat Papa Alexandru al III-lea în momentul în care a fost persecutat de împăratul Federico Barbarossa. Sotto Portego Pietri Roșii, cea al Madonei della Peste. În anul 1630, o persoană a primit un mesaj divin de a o picta pe Sfânta Maria pentru a îndepărta ciuma din acel loc. În mod miraculos, ciuma a fost învinsă și la finalul epidemiei a rămas o piatră roșie în paviment. Poporul spune că prin voința Sfintei Fecioare Maria, ciuma s-a scufundat, lăsând acel semn roșu. Le Mercerie este principala zonă comercială a Veneției, formată dintr-o serie de străzi care leagă podul Rialto de piața San Marco. Riva del Vin făcea parte din insula Rivo Altum și, în această zonă, se debarca vinul. De aici, priveliștea este încântătoare, căci se poate vedea Ponte Rialto, Canal Grande, palate deosebit de frumoase,
ci multe gondole.